Bă, ne-am întors cu episodul 6. Ia vezi aici corp ce am, bă, băiatule. Mi-aș da o întâlnire cu mine. Hashtag no homo. Bă, de la episodul trecut până la episodul ăsta, deci de la 5 la 6, am mai făcut niște upgrade-uri, niște chestii. În primul rând, l-am dus pe ăsta la 1 milion HP, după care puteți uita această scârbă. Și am mai prins încă unul ca el, femelă, nu neapărat pentru ouă, cât pentru piele și sânge. Și i-am înmulțit și am pus aici, ăștia sunt slăbani, tare. Cred că chiar pe asta de 64 am prins-o, era mult mai mică, 25, nu mai știu cât dracu era. În fine, ce s-a mai făcut nou? Am adus băieții ăștia cu cryopods, că i-aveam pe la mama dracu pe o insulă pe acolo. I-am adus aici pentru fertilizant și aici în casă s-au făcut multe schimbări. Avem volt acum, da, avem frigiderul așa și am făcut și astea. Fabricator-ul, silențios, doamne ce frumos, ce frumos nu s-aude el. Și încă o chestie care s-a întâmplat în timp ce mă băteam eu cu țestoasele ale albastre nenorocite hidro, ne-a murit pteranodon. Și l-am prins pe ăsta, care e mult mai slab decât ăla al nostru, dar măcar avem cu ce să zburăm. Acestea fiind spuse, trebuie să zicem golul de azi. Golul de azi! Astăzi neapărat vreau dinozauri vulcanici. T-Rex, Raptor, Alaosaur, nu contează, dar să fie vulcanic. Vulcanic sau electric, unul din astea două vreau azi. Și nu oprim episodul până nu facem rost de așa ceva. Dacă facem rost de ei prea repede, continuăm făcând altceva. Mă scârbă, tu n-ai dispărut de aici, mă? N-ai treabă în altă parte? A, și am putea să mai omorâm niște chestii de-astea mitice. Ia vezi, mă! A, e Alfa. Alfa Rex, 30.000, 140. Bă, pe ăsta l-aș vrea. Fii atent că testăm darts-urile pe el, bă. Că am făcut și darts, dacă observați. Avem darts. Nu mai avem doar... Ia, muriți! Nu mai avem doar săgețile, cu toate că și săgețile super, super bune. Dar hai să testăm darts. Vreau să am clear shot. I-am dat. Cât îi dăm? Torpor. 4, 5.000. Pe ăsta-l prindem, bă. Al vreau pentru mine. Taci. Te vreau în echipa mea. Cred că-s cam departe. Pentru confort. Să nu ratez și astea. Nu s-a încărcat asta, fii atent. Până acum n-am ratat niciuna. Ceea ce este bine. Bă, dar nu se încarcă mereu scârba. Și dacă se duce prostul la dilofozaur acolo, moare. Ești puțin blocat? Perfect. Dar era doar puțin. Bă, și nu mai avem un singur dart. Ceea ce nu-i bine, că după trebuie să trecem la... La săgeți. Ba nu, trecem de acum la săgeți și ultimul darts, să fim siguri. Îl dăm, îl folosim pe final. Ce dracu? Nu mai ajung în el? Mă, trecem cu a prostituată! Bun, a luat-o pe asta. La mine vine. Unde-i pteranodonul? Fugi! Îți dau, prostule, nu te las. Mai și ratăm. 63.000. Nu te duce pe plajă, nu fi prost. Nu fi prost. Don't be stupid. Că mai are una singură. Treci, treci. Lângă tine vin și îți dau. Am ratat-o. Jos! Am ratat ultimul darț. Bagă în el tot. Ăla se bate cu ceva. Ceva pasăre două de mai mult ca sigur. Ha! Treci! La mine! Nu pe plajă! Nu pe plajă! Ăsta e blocat aici, băgății. Vino! Am și uitat de cryopods! Stai! Am prins pe băiet. Stai, că nu mă păcălești tu, joc! Ai de pula mea că dă ăla cu foc, fugi! Nimă ce aproape era ăla de noi. Scârbă ordinară. Un început foarte bun de episod. Avem T-Rex, Alfa. Îl punem aici, vedem ce știe. Bă, e imens.
Băgă niște cărniță în el. Ăsta ar merita un saddle. Ia să vedem. Să face greu. Alfarex saddle. 5 metal doar? Bă, a cui facem saddle? Jap, mă, facu, imediat îl facem. Și mergem să-l creștem puțin. Vedem ce știe face. Poate nu-l omorând direct așa, de-abia l-am luat. De să merg cu el să nu fie nici așa periculos ca acolo. Stai, stai, că nu e așa. Înainte, luăm de aici. De aici era, mă? Nu de aici, de aici. Luăm asta. Să-i dăm HP-ul dacă e ceva. Și luăm și una de-asta de experiență. Și îi facem HP-ul, dacă fiți atenți, îi dăm pasta. 49 de puncte! 500 de mii HP deja. Îl dăm să crească frumos. Și altfel mergi cu jumătate de milion HP. Și acum să facem noi ravagii puțin. Facem. Nu prea e afectat. Vezi că îi dădea câte 2000 și 2500, 800. Cam sare damage-ul din el. În fin. Hai să vedem la terestri. 4300. Damn. I-am și băgat puncte, mă, și în mili. Dacă s-ar opri ploaia odată, cargo. Trebuie să găsim dinozauri cu mitraicu, cum sunt ăștia, dar mitic. Avem nevoie de sânge mitic mult. Ce ne-ai adus? Ulei. Foarte bun. Ce-a fost aia critică? I-am dat cu 11.000? Aici e zona de unde am luat testosul. Și l-am lăsat pe celălalt, care devenise el shiny instant și nu mi-am dat eu seama. Nu știam de ce dracu s-a schimbat nivelul așa drastic. Eram la mod... Și până aia că ăsta era mai slab acum 2 secunde. Dar eu nu observasem, nu băgasem de seamă că s-a schimbat. A apărut un dinozaur shiny, fix ăla. S-a transformat. Și nu mai e pe aici. Unde te-ai dus, mă? Unde te-ai dus, mă, tu? Ce e de făcut? Continuăm? Mai continuăm, se pare. În zona asta, dacă nu mă înșel, am făcut stânga pe aici. Când am jucat primul episod aici, dar nu pe seria cu Primal Chaos. Când am jucat eu simplu așa. Deci știu cât de cât zona asta. Bă, dar unde-s dinozauri, mă? Unde-s dinozauri? Cam și eu jumătate de milion de pus la bătaie. Ce ești tu, mă? Își schimbă culorile, e RGB. E RGB-ul ăsta. Taci. O fi ceva pe acolo să mă omoare, m-aș duce. Ce s-a întâmplat pe acolo? Hai să nu ne riscăm, bă, măcar dacă îl făceam pe ăsta. Trebuia să-l fac eu de 1.000.000 HP, să fiu sigur. Opa! Hai că am găsit Giganotoraptor, sau Gigantoraptor. Are și puiuți. Din păcate, nu avem nici cum, nici de ce să vă luăm. Așa că o să fiți distruși. Pentru modul ăsta sunteți inutil. Nu știu de ce n-am scos modul. N-aveți ce să căutați pe Primal Chaos. Trikes. Dă-știa, mă, dar aș vrea de la Mythic. Nu știu ce am omorât, dar mi-a dat 5 nivele. Un trike de ăsta a avut ceva ciudat în el. Multă experiență. Shiny Parasaur. 50-74. Asta departe. Miraptor. Dar e simplu, bă, n-ai, mă. N-avem ce să facem cu tine, simplu. Problema știți care e? Că mă și îndepărtez mult. Sunt deja la 2300. Bă, dar dă câteodată. Aruncă cât un 15.000. Ajung la el. Cum să nu? Și nu doar la el, că mai e un băiat sus. Care dorește. Dar ăla se bate deja cu cineva. Hai să o riscăm puțin, îi dăm prin pădure. Nu știu unde dracu am ieșit, dar... E bine! E bine! Ce-i cu astea? Ia vezi... Textura aia șmecheră. Cât ai, mă? 40.000, exact ce-mi trebuie. Uuu, și de asta folosim. Mai punem
HP. Sau insistăm pe damage. Și curcanul ăla o să moară. Hidrobosul ăsta încă nu. Încă nu ne băgăm acolo. Deja e mort ăsta. The Death Stun și la ăsta. Și la T-Rex. N-avea timp. Cum să-mi dea stun? Nu-l vezi că l-am rupt. Râdem noi, da. Când te gândești că ăsta nu se compară deloc cu ăia demonici sau ce dracu mai avem pe aici. Măcar trec prin păsări dodo ca pe unt. N-am radio să-i omor, mă, fii atent. În sfârșit unul. Mori. Uite ce stăteau în curul meu scârbele astea. Mi-au și zis, te ciugul în cur. Ne-am cam întors acasă. L-am crescut pe ăsta puțin. Aș intra cu el în peșteră. Că nu știu dacă în peștera asta aici sunt dinozauri primal. Dacă sunt normali, la mea. Ia hai să vedem, hai să înaintăm puțin cu el. The fuck? Uite-l ce mi s-a blocat aici. Și nu, sunt și de-ăștia. Că tocmai ce văd un legendary. Hai mă, deblochează-te, mă. Nii, mă, ce mi-a făcut că trebuie să-l bag în cryopod și dacă-l bag în cryopod, nu mai pot să-i dau release, că n-am cryofrigi. Frigider, nu frigi, nu frigem nimic. Mai urcă-te pe el acum. Mai urcă-te pe el acum, că n-am ce să fac altceva decât să iau tot din el, șaua, și tot ce e pe el, să-l bag în cryopod. Treci. Cea mai proastă decizie. Și uite așa, cea mai proastă decizie pe ziua de azi s-a întâmplat. Du-du-du-du-du-du, o stea. Nu știu cum înnoată cu armura asta pe el. Ceva nu se leagă, domnule. Dar cum fac eu? Că eu n-am, deci n-am nici raft. Cred că o să mor, mai mult ca sigur. Dar n-aș vrea să mor în apă, că o să-mi fie greu să recuperez toate chestiile. De murit o să mor și o să vin cu Pteranodonul să recuperez tot. E cel mai easy. Foarte nasol cu cryopodurile astea. Că nu poți să dai release dinozaurilor unde vrei tu. Nii curcanul ăla. Dăm și armura jos după noi să nu se strice. Nu mă mai pot mișca. Bun. Luăm Pteranodonul repede. Care e extrem de slab. Am uitat că și pe ăsta trebuie să-l creștem puțin. Mergem deocamdată să ne recuperăm itemele. Rog cu armura asta, uite că îți dă un buff la greutate. Nici nu observasem. Avem aici 63 glonțuci, 27 metal, ce ne trebuie aici? Și metal și gloanțe, dar și narcotice făcute. Ce știm deocamdată? Că un 70-100 de mii torpor putem să le dăm. E manageable. Mergem să-l creștem pe ăsta puțin. Nu mai știu, parcă am oprit, știți că era o limită de experiență pe care poate să o acumuleze playerul sau dinozaurul. Cred că am oprit limita aia. Și îl creștem pe ăsta sau pe oricare cât vrem noi. Nii dă aia ce nu-i suport. Uite-l, bă! L-am găsit pe nenorocit. Dacă aș putea să-l fac să vină după mine. Mi-e trebuie și tu, mă! Ia vezi Rex acolo de foc. Dar eu vreau raptorul. Dar vine și prostul ăla, nu? Bă, ce repede m-a ajuns ăsta din urmă. Cât HP ai, futu-ți morții. Gata, oprește-te. Hai să-l facem pe ăsta să vină după noi acum. Nu, nu merge. De ce nu merge? Nu te panica. Nu te panica. Nu te panica. Panichează-te. De ce pula mea n-a mers? Ai de pula mea, trebuie să ajungem neapărat acolo. Unde? Aici trebuie să ajung cu rampa. Cu raftul, pardon. Doamne. Trebuia să-l pun pe ăla pe pasiv. Bă, dar eram...
Eram atât de convins că nu mă omoară, nu mă uitam la HP, dar știam că am 12.500 defense de la armura aia. Ce fac eu într-o sâmbătă seara? Hai mă că aproape am ajuns. Mai avem 1,2 km. E bun cu ăsta, că cu ăsta faci treabă. Cu ăsta cureți plaja de dinozauri de ăștia mici. Pierdem și pteranodonul ăsta. Acostăm aici, îl dau pe ăsta pe neutru și îi dau pingele. Să recuperez itemele și poate și pteranodonul. Ni raptor acolo. Dar ăsta e de la simplu. Ia uite de ăla. Vino mă. Vino cu morții, uite. Whistle passive. L-au omorât. Fu-ți morții, mătii, să-ți fu dacă. Hai înapoi cu noi și tu. Bă, ce-a trebuit el să-l omoare? Stai așa, bă, că nu mi-am luat itemele. Ia vezi ce-am găsit. Ia vezi ce-am găsit. Tu, mă, fu-ți morții, mătii. Neutral. Stați amândoi aici. Mă duc eu să mai mor o dată. Dacă aș putea să-i dau una fără să mă vadă prostul ăla. A, te îndepărtezi acum, mă. Bun. Două. Nu mă omori. Trei. Nu mor. Patru. Hei, hei, jos. Este, mă. Bă, ce la limită. Îi băgăm pe ăștia doi. Ăsta și ăla mare în cryopod și mergem cu pteranodonul acasă. Și hai la bază, bă. Ne-am îndeplinit goal-ul pe ziua de azi. Mamă, dar și ăsta al meu, ia uitați-vă la torpidity-ul lui, bă. E aproape leșinat. Hai să-l vedem pe ăsta. Bă. 13.000. 19.000. Acuți trebuie ție o femelă. Îți zic eu că-ți trebuie o femelă. Mi-a zis mie cineva. Și carne, cred că trebuie și carne. Da, ia și carne. Bă, cred că s-au făcut destule și azi. Am și murit, nu mai murisem de mult. Am prins Alpha T-Rex, am prins Raptor Vulcanic. Deci am putut să folosim și Elemental Kibble-ul. Bă, hai, nici nu mai dau drumul la web, fiți atenți. Trebuie să bag în episod treaba asta, neapărat. Am venit să caut femelă pentru Vulcanic Raptor. Și-am dat de nenorocit ăsta. Și l-am plimbat pe plajă, pe aici, până l-am prins. Gata, nu vă mai zic nimic. S-a jucat, s-a filmat, dacă vezi asta s-a și editat, s-a și postat, așa că ne vedem în următorul. Peace!